găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, am avut scandal cu îmbrânceri și înjurături în Parlament. Bine, spuneți dumneavoastră, da, se poate și așa, dar important este pentru ce s-au înjurat și aproape s-au bătut. Este o miză de miliarde, este de fapt taxarea acestei țări extrem de importantă, știți, pentru gaura din buget. Haideți să vedem imaginile. Da, am înțeles. Ai văzut că eu am vrut să-l iau de aici. Am apucat să ne jignim de mamă. Domnul Tănasă, conform procedurii și regulamentului, vă chem la ordine. Este prima sancțiune disciplinară. Am ajuns să ne jurăm de mame. Rochești domnul Parlamentului să le depărteze pe domnul Tănasă. Pe mine să mă depărteze. Să vă depărteze de locurile mamăților. Domnul Tănasă, sunteți chemat la ordine, vă rog să veniți până la mine. Am ajuns să ne jurăm de mame. Da, un limbaj ca la ușa cortului, din păcate a devenit o obișnuință pentru Parlamentul României, dar o să vedem și care a fost miza. Elena Cristiană în această seară de la DC News și DC Business în același timp, Mihai Belu, jurnalist, Alexandru Cociș, Forța Dreptei, Gabriel Zetea, PSD, dar și Ioana Brunsils de la AUR, de la opoziție. Și aici miza, înțelegem, doamnelor și domnilor, că este o miză de miliarde de lei și nu exagerez cu nimic, pentru că este vorba despre taxare. Cel care s-a supărat primul a fost reprezentantul AUR-ului. Puteți explica de ce? Pentru că înțeleg că după ce puterea a vrut să taxeze companiile mari din energie, astăzi a ieșit altceva. Da, astăzi ni s-a arătat că Parlamentul poate să fie extrem de eficient atunci când dorește. Numai că, din păcate, asta se întâmplă tot atunci când este împotriva intereselor naționale ale acestui stat. Și de ce spun acest lucru? Pentru că ieri, în mod subit, au apărut aceste noi amendamente în Senat, da? Amendamente prin care OMV ajunge să plătească în final aproximativ 25% din cât ar fi trebuit să plătească conform formei inițiale a legii, forme care a ajuns de fapt la Klaus Iohannis și care a fost trimisă spre reexaminare. S-au înlocuit anumite lucruri, au venit cu două amendamente. Dacă domnul Tănasă de la AUR, dacă îi zice lui Solomon de la PSD de mamă, ca la ușa cortului, o să voteze Solomon altfel de la PSD? Deci, bineînțeles că oamenii din AUR, oamenii noștri, colegii noștri din Parlament, au fost tensionați văzând că se confruntă din nou cu propuneri împinse pe repede înainte, propuneri care înseamnă din nou o trădare națională. Da? Și știți, colegii noștri sunt emoționali, sunt pasionați de ceea ce fac, sunt guralivi, asta este, așa sunt colegii noștri, dar sunt patrioți și vor binele acestei țări. Ei bine, ce s-a întâmplat de fapt și de ce a ajuns Dan Tănasă să se certe cu Adrian Solomon? Adrian Solomon, nu pentru prima oară, l-a jignit grav pe colegul nostru Ringo Dămureanu. Da? Pe deputatul Ringo Dămureanu. L-a jignit, a folosit injurii dintre cele mai serioase și aflate chiar la limita oricărui bun simț și decență. Dan Tănasă a reacționat și decență în Parlamentul României, din păcate. Din păcate nu există. Dan Tănasă a reacționat, dacă îmi permiteți, Dan Tănasă a reacționat, însă acum, haideți să o recunoaștem. Camera care a surprins acele faze, hai să vedem faze, un pic. Da? Filmează dintr-un anumit unghi. Îl vedem doar pe Dan Tănasă venind către Adrian Solomon. Dacă am fi avut o cameră și pe partea cealaltă care să surprindă și ceea ce spunea Adrian Solomon și figura acestuia, atunci am fi avut imaginea completă. Eu cred că avem o abordare greșită când vorbim de personajele astea. Să ne aducem aminte că Solomon e băiatul de la șaorma. Da, ăla exact. Care înjura prin șaormerie. Bun, da, eu aș imagina, dar care înjură pe colegii noștri în mod frecvent. Adică, într-adevăr, să pierzi câteva miliarde printr-un singur vot, poate enerva. Bine, nu știu dacă e bine să te manifesti. Bineînțeles că enervează. Păi cum să nu ne enerveze? Și îl întreb pe domnul Zetea, de ce că în ianuarie PSD și PNL chiar erați hotărâți să
taxați mai mult companiile din energie și petrol. În ianuarie. Și acum vorbim despre taxarea în plus a profiturilor speculative a companiilor din energie. Da, cu... Și sigur că eu înțeleg că parlamentarii AUR sunt emoționali. Da, așa un miliard mai puțin ca în ianuarie. Nu, vă și spun de ce. Pentru că suntem sinceri și nu suntem obișnuiți să ascundem lucrurile și să jucăm jocul ăsta politic. Am avut răbdare să vă ascult, dacă aveți și dumneavoastră bună simț să mă ascultați, vă explic. Sigur că că exact la fel cum s-a întâmplat în Parlamentul României, facem și acum. Emoțional e una, dar în același timp cred că trebuie să cunoaștem și regulamentele Camerei Deputaților. Păi colegul dumneavoastră nu le-a vorbim despre o lege care a venit dinspre președintele României înapoi la reexaminare. Asta înseamnă că discutăm doar acele lucruri care au fost președintele să trăiască un miliard, eu nu cred reexaminare așa. De către președintele României. Adică nu dezbatem toată legea în ansamblu. Dar de ce astea cu miliard taxarea? Am avut aceste dezbateri la începutul anului deja. Le-am avut. Am discutat această lege, având în vedere că este un regulament european de luni de zile în România. Să ne înțelegem că Partidul Social Democrat este cel care a propus în România taxarea în plus a profiturilor speculative obținute de către companii. S-a întâmplat acest lucru. Vă întreb ultima dată. De ce ați introdus o taxare mai mică? Asta cu scuza mi-a cerut Iohannis. Iohannis v-a cerut reexaminare, nu v-a cerut să tăiați un miliard. Nu, dar nu e vorba de a tăia un miliard. Nu se încasează mai puțin prin această variantă a legii și prin amendamentele care au fost adoptate astăzi. Se încasează bani efectiv mai puțin, dar în același timp se investește în energie de către companiile acestea care sunt, nu vin banii la buget, dar în același timp se investește. Stați două secunde. Deci dacă eu am un chioșc, dacă eu am un chioșc în piață și chem guvernul să negocie și zic eu nu mai vreau să plătesc niște taxe, dar uite, îți promit că mai fac o tarabă la chioșc, meu investesc niște bani. Cu ăla negociază domnul Iohannis sau vine, știu eu cine, domnul Iohannis, e șeful dumneavoastră. Nu, că e vorba de un regulament. Nu, că e vorba de un regulament european. Pe de o parte, era același în ianuarie, că noi taxați masiv. Și în același timp mai avem o lege în România. O lege care odată cu e altă lege, e taxarea prin legea românească, care nu are absolut nicio legătură cu ordonanța europeană, prin care oricum profiturile acestea speculative erau deja taxate în România în plus. Dar nu erau negociate. E aceeași lege. Un miliard înseamnă o majorare la pensii, atenție, de 10% față de ceea ce avem. Dar vreau să te întreb așa, Elena Cristian, ce s-a schimbat din ianuarie până în mai? Prezența ministrului austriac care ne-a spus cu subiect și predicat că nu ne bagă în Schengen? Exact. Adică după ce dumneavoastră nu vă bagă în Schengen, noi le micșorăm taxele? Sigur că ne-am întrebat cu toții care au fost motivele pentru era care Iohannis a trimis legea la... Era același dar n-a scris Iohannis, Iohannis. Domnul Zeta ne dă acum o informație în exclusivitate la tine. Spune că Iohannis a cerut. Nu știu, a scris Iohannis pe acea lege... regândiți modul de impozitare. O rezolvare legală, ca Băsescu a scris, a trimis spre reexaminare această... Păi nu, dar n-a spus ce să-i faceți. Și Parlamentul poate să o trimită înapoi exact în această formă, fără nicio modificare, fără nicio virgulă și la revedere. Trebuie promulgat. Dar cine și-a sumat amendamentele, că am văzut că erau semnate PSD, PNL, UDMR, dar n-aveau niciun nume. Nu, au fost grupurile deci toată lumea a vrut să schimbe percepția parlamentarilor noștri în legătură cu domeniul energiei. Deci să ne înțelegem și în special cu IMV Petrom. Păi nu, și practic, cum v-ați luat după votul, adică ați votat toți că a ridicat unul degetul. Da, am pierdut un miliard. Companiile din energie sunt taxate în plus în România. Într-un plus foarte mic. Datorită felului în care Partidul Social Democrat a activat în această perioadă. Să înțelegem că ne-am bătut pentru asta cu Partidul Național Liberal, cu SRE-ul. Dar credeți că ați pierdut un miliard. Nu erați în Parlament în ianuarie ca să o culegeați. Dați-mi voie să vă întreb lucrul. Ce s-a schimbat de atunci? Deja mi se pare că trăim într-un film. Încă o exclusivitate, doamnă, stați un pic. A spus o exclusivitate mare. PSD-ul este noul partid al lui Iohannis, nu mai e PNL-ul. Nu, sunt nicio formă. Eu așa am înțeles. Dar domnul Zetea vorbește de parcă s-au și încasat acei bani.
OMV-ul, eu știu că ultima declarație a reprezentanților OMV a fost că nu vor plăti. Nu ați urmărit, dar nu ați urmărit intervențiile Partidului Național Liberal și a USR-ului în toată această perioadă, care a spus sub nicio formă nu vrem nicio taxă în plus pentru cei care au câștigat mai mult. Păi deduceți una în ianuarie. USR-ul cât a votat? Cum a votat azi USR-ul? Păi aici e și problema. USR-ul ne-a spus nu vrem taxe mai mari, dar în momentul în care am introdus taxe mai mari au votat împotriva, adică nu au fost de acord, ei nu sunt de acord cu absolut nimic. Este nici cu una, nici cu alta. Evident că nu s-a dorit să se ajungă la taxarea propriu-zisă și corectă a OMV-ului. O știm cu toții, haideți să o și recunoaștem. Și haideți să ne dăm seama încă o dată. Dar măcar ne bagă deci domnul ministru al Austriei păi în Schengen. Nici nu ne bagă aici. Cât lobby s-a făcut treaba din ianuarie și până acum, dacă s-a schimbat cu totul percepția și regulamentul european. Dar poate ne bagă în Schengen altă lumină. Mi-e pare rău că domnul Zeta e singur aici și că trebuie ce, dar realitatea asta este. Realitatea este că aceeași parlamentar... Dar poate asta e prețul. Poate să fie asta prețul pentru Schengen. Facem pariu că nu? Eu aș vrea să fiu măcar pozitivă, că dacă tot pierzi niște nu, bani... Eu cred că miza este să... mult mai încă, așa cum actul normativ nu a fost făcut prost intenționat, nu a fost făcut prost din greșeală, ci intenționat, cu ghilimea așa, așa și acum nu cred că... Mă scuzați, am un breaking news de la Belgrad, cum bine știți, acolo un masacru absolut incredibil. Un elev de sub 14 ani și-a ucis 8 colegi, dar și un pasnic. Alte persoane sunt spitalizate și se află în stare foarte gravă. Breaking news acum. Iulia Roxandra este corespondentul România TV acolo la Belgrad. Bun găsit, Iulia! Înțeleg că este o problemă triplă care, din păcate, se confruntă și România. Problema armelor, adică se pot lua la liber, problema drogurilor în școală și problema bullying-ului în școală, pentru că înțeleg că acest tânăr avea o listă cu cei 15 elevi care îl hărțuiau în mod frecvent. Te ascultăm! Bună seara, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. Spuneai puțin mai devreme un lucru foarte important, și anume faptul că există într-adevăr o problemă reală cu armele în școli. Într-adevăr, trebuie spus un lucru foarte important, și anume faptul că deși inițial se credea despre acest tânăr că s-ar fi aflat sub influența drogurilor, ei bine, în momentul în care a fost prins asupra lui, mai exact acasă la el, doamnelor și domnilor, anchetatorii au găsit o listă cu numele colegilor săi pe care acesta urma să-i ucidă. De asemenea, acesta avea, așa cum vă spuneam, un plan foarte bine pus la punct, iar asta pentru că tânărul de doar 14 ani avea practic o schiță cu intrările, dar și cu ieșirile din această școală. Ei bine, chiar în aceste momente, doamnelor și domnilor, pentru că dincolo de această intervenție a poliției în forță, pentru că în continuare aici la fața locului este o mobilizare impresionantă a forțelor de ordine, putem vorbi și despre durerea cumplită pe care o simt aceste familii, familii care au venit, iată, aici și au făcut practic un altar din flori, au aprins deja zeci de lumânări în amintirea micuților care și-au pierdut viața, pentru că vă reamintesc, vorbim de 8 copilași care au fost, iată, împușcați de acest minor de doar 14 ani, cu care culmea se înțelegea, se pare foarte bine, pentru că în cursul zilei de ieri se pare că cu toții ar fi fost la o petrecere. Nimic nu dădea de bănuit că ar urma să se întâmple o asemenea tragedie. Acest copil de doar 14 ani părea să se comporte perfect normal. Ei bine, însă, iată că astăzi, la primele ore ale dimineții, și-a făcut apariția la această școală înarmat cu 2 pistoale care îi abțineau tatăl lui său, iar pentru că vorbim despre un copil de doar 14 ani, iată că tatăl său, și o informație de ultimă oră, inclusiv mama sa, pentru că am putea spune că părinții se fac, iată, vinovați de această tragedie, aceștia au fost, iată, arestați. Un lucru confirmat inclusiv de președintele Serbiei, Alexander Vučić, și pentru că tot am adus vorba de președintele Serbiei, bine, acesta a declarat în urmă cu doar câteva zeci de minute, a spus acesta că Serbia trece în acest moment prin clipe extrem de dureroase, motiv pentru care tocmai din cauza acestei tragedii care s-a petrecut, iată, chiar la școala pe care o vedeți chiar în aceste momente în spatele nostru, s-a decis, doamnelor și domnilor, pentru că este decizie drastică, am putea spune o măsură drastică, ca timp de 2 ani de astăzi înainte să nu se mai permită folosirea armelor și să nu se mai emită, iată, aceste permise de port armă. Un alt lucru foarte important de menționat este și faptul că un antrenor sârb care antrenează o echipă de volei din România a primit astăzi vestea cumplită că printre aceste victime se numără inclusiv fetița de doar 3.
13 ani. Se afla în România în momentul în care a primit acest anunț tragic, am putea spune, moment în care a venit de urgență aici și cel mai probabil se pregătește acum să-și conducă pe ultimul drum, fiind așa cum cel mai probabil fac și alte familii. Da, ne uităm și cu siguranță trebuie să fim îngrijorați, domnule Coceș, pentru că, ce știam? Știam că în America se mai întâmplă asta, am văzut câteva cazuri prin Franța și prin Germania, erau ei. Credeam că la noi nu se poate întâmpla, pentru că, într-adevăr, în țările de Est, consumul de droguri era ceva mai scăzut. Portul armelor nu este la liber ca în America, nici vorbă de așa ceva, dar m-am uitat la ultimul festival de pe litoral de 1 mai, au confiscat polițiștii câteva kilograme, atenție, halucean, câteva kilograme de droguri și a fost un apel la 112, aproape în fiecare minut au făcut o statistică cei de la 112 fix pe problema asta. Este adevărat că fenomenul este scăpat de sub control, cel al consumului de droguri, mai ales în școli, în licee, cel puțin este dezastru. La festivalul acela, cred că media de vârstă a fost 18-19. Dar este dezastru. Este foarte greu să găsești un liceu astăzi în care să nu existe consumatori de droguri sau să nu existe dealeri de droguri. Este foarte greu, mai ales în București și în marile orașe. Dar aici e o situație, eu dacă vreți să vă spun, eu sunt total de acord cu faptul că tatăl acestui copil este arestat astăzi și sper sincer să intre și în pușcărie și să-și asume o parte din responsabilitatea acestei tragedii, pentru că nu e normal ca la 13, la 14 ani să mergi cu copilul tău la poligon și să tragi cu pistolul într-un poligon de trageri cu un copil de 13-14 ani. Care este, poate fi, scopul educațional al unei astfel de activități? E adevărat că școala are o responsabilitate. Aici trebuie reglementarea, adică și pe poligonul acela, dacă legea îți permite să duci copilul, îl duci. Nu-ți permite, nu-l duci. Nu știu exact care e legislația în Serbia, dar școala e un filtru. Profesorii sunt un filtru. Consilierii școlari sunt un filtru. Dar cel mai important filtru întotdeauna și cea mai mare responsabilitate trebuie să o aibă în continuare familia, părinții. Și pe partea de consum de droguri, și pe partea de acces la arme, și pe partea de educație. Ce poate să înțeleagă un copil din faptul că merge cu tatăl său într-un poligon de trageri? Nu că vreau să iau și Clara, au vină și părinții, dar cumva părinții ăștia să lupte și cu globalizarea asta care face ca fenomenele care erau separate așa și mici în America la un moment dat să se exporte pe tot globul. Nu pot să lupte părinții cu 30 de ani de subfinanțare a sistemului de învățământ, cu 30 de ani de pensionări anticipate care au făcut ca poliția să scape total de sub control. Și mă refer aici la România, probabil că nu e diferență mare față de Serbia. Poliția a scăpat total de sub control fenomenul drogurilor. Se vede la un moment dat... L-a scăpat intenționat? Asta vreau să spun, că se vede la un moment dat diferență între festivaluri. Am avut un festival unde au dat comunicat la fiecare bilă pe care au găsit-o și au creat percepția publică cumva că la festivalul s-a consumat mai mult. Am avut un alt festival favorizat politic unde au dat un singur comunicat și avea impresia că acolo n-au fost probleme. Dar s-a scăpat total fenomenul ăsta, e sub control și polițiștii care sunt în momentul în care ție ți iese la 4-5 de ani unul experimentat la pensie și tu în loc îi bagi unul cu 6 luni școala de subofițer de la Câmpina, e clar că ai o problemă și pierzi de sub control fenomenul de tot. Nu mai ai nici măcar 2 și un sfert ăla cum era pe vremuri să-ți ofere informații. Că s-a spus, doamna Brunisils, mai se pune o întrebare cheie și cred că asta e întrebarea pe care poate cei care ne urmăresc și o adresează. Riscăm și noi la fel? Pentru că am avut, cred că acum 3-4 săptămâni, un elev, bine, nu se pot compara situațiile, care din senin și-a atacat profesoara de japoneză. Da. Din păcate, trebuie să ne întrebăm tot mai serios acest lucru, pentru că pericolul consumului drogurilor în rândul adolescenților și tinerilor devine din ce în ce mai mare pe zi ce trece. Și o putem spune numai dacă ne gândim, aproape fiecare dintre noi începe să cunoască pe cineva care se confruntă cu această problemă. Eu în ultimul timp am auzit în mediul nostru de 2 cazuri, cel puțin, cazuri tragice. Dacă ne uităm la un sondaj realizat de Agenția Națională Antidrog în 2021, 20% dintre tinerii noștri au consumat cel puțin o dată cannabis, 12% cel puțin o dată droguri ilegale, 11% marihuana, 3% ecstasy, 2% cocaină. Încă consumul de cocaină este
redus, dar este pe trend crescător. Și de ce? Pentru că ea, cocaina, începe să devină mult mai ieftină și în Europa, de când se face transferul cocainei din SUA, de pe piața din SUA, unde deja au trecut la un alt nivel de droguri, mult mai puternice, și cocaina, în special acum, este vândută în Europa. Copiii noștri sunt într-un real pericol. Este clar că trebuie ca statul român să se gândească la un plan serios în acest sens. Și asta nu se rezumă doar la poliție să-și facă datoria așa cum ar trebui și să fie proactivă. Aveți o explicație când atunci și au fost coletele acelea care pluteau pe mare, că s-a stricat GPS-ul, domnul Zete, adică acolo n-am văzut o anchetă serioasă. Eu mă îndoiesc că cei de la autoritatea portoară nu știau de tonele alea, adică așa ni s-a părut că suntem... Știți că se transportă acum cu submarinele? Deci, nu știu cu ce se de-aia mi s-au părut cam Benny Hills, că nu știau peste nimic. Peste graniță, dinspre toate granițele. Adică, altfel sunt avioane de mici dimensiuni care trec fără... Vămile noastre, poliția noastră, adică... Da, deci e o problemă, într-adevăr, nu doar în marile orașe, nu doar în București și marile orașe. Dar e o corupție, adică autoritățile astea... În urbanul mic din România există această problemă. Dar cine le aduce și cum intre ele în țara asta, acolo v-ați uitat? Evident că sunt... Astăzi am văzut o știre în care au fost mandate de arestare în 10 țări din Europa pentru a destructura rețelele importante de crimă organizată care fac astfel de trafic. Evident că există o luptă. Nu cred că statul român încă investește suficient în resursele necesare pentru a ne bate cu acest flagel. Și nu doar asta este problema în astfel de cazuri. În Statele Unite ale Americii, eu urmăresc frecvent viața politică de acolo și văd o dezbatere din ce în ce mai aprofundată în ceea ce privește conținutul pe care se livrează minorilor în social media. În special în noile rețelele, în new media, nu doar în rețelele vechi, Facebook, Instagram și celelalte, în zona de TikTok, unde pentru cei sub 18 ani, din păcate, conținutul livrat este mult prea agresiv și părinții, într-adevăr, nu cenzurează suficient accesul copiilor, minorilor, care n-au discernământ în felul în care le livrează acest conținut social media. Și atunci, da, mână în mână cumva, și părinții și sistemul de educație din România trebuie să livreze o educație solidă bazată pe mai mult bun simț. Așa am fost învățat. Și subfinanțată. Este subfinanțată educația rău, din România, e absolut corect, adică vedem bugetul de 2%, nu e suficient, clar. Păi, 6 în lege, dar problema e că, ce spuneți dumneavoastră, ce părinții trebuie să cenzureze. Păi statul are un CNA care se ocupă de orice altceva, pe mainstream avem numai Pulpița și Viorel și noi trebuie să cenzurăm social media. Și în Parlament trimiteți pe ăla cu șaoarma care îi jură pe stradă. În Congresul American există discuții. Sigur, discută despre interzicerea TikTok-ului în Statele Unite Americii acum, nu pentru conținutul despre datele cu caracter personal. De acord, dar și asta este o dezbatere în Congresul American. Putem să avem și în România. Dar nu pot să lucrează minorilor. Cine în România, care dintre politicienii români stau cu adevărat pe TikTok, se uită pe TikTok să vadă cu adevărat ce se livrează minorilor acolo? Pentru că, sigur, conținutul e personalizat pentru fiecare persoană, în funcție de interesele pe care le ai. Este inteligența artificială care urmărește interesele tale, practic, și îți adaptează conținutul. Politicienii fiind foarte inteligenți. Nu asta zic, politicienii foarte inteligenți, lor le apar numai lecții de istorie, numai chestiuni Bolero, Mozart. Liviu Dragnea, George Simion stau mult pe TikTok, amândoi. Nu știu, la culinare, da. Dar trebuie să ne gândim puțin și la bullying. La domnul Dragnea mă refeream. Bun. Breaking news din nou. Ei bine, doamnelor și domnilor, acum în direct cu noi este colega mea, Raluca Curteanu. De ce? Pentru că, informație de ultimă oră, ministrul de finanțe spune următorul lucru. Banca Mondială ne obligă pe noi românii, într-un raport evident, să introducem impozitul progresiv în 3-5 ani. Bun găsit, Raluca, dă-ne mai multe detalii. Bun găsit tuturor, așa este, Andreea, și nu doar Banca Mondială, ci toate instituțiile financiare internaționale, spune ministrul de finanțe Adrian Căciu, recomandă României trecerea la impozitarea progresivă. Ministrul spune că există un cumul imens de venituri la stat
care deranjează întreaga Românie. Astfel, potrivit lui, sunt mai multe ipoteze de lucru, toate plecând însă de la principiul că trebuie găsite niște soluții de echilibru între cei care lucrează în mediul privat și cei de la stat. Așadar, ministrul spune că toate instituțiile financiare internaționale recomandă României trecerea într-o perioadă medie de timp de 3-5 ani la impozitarea progresivă, căci eu am mai precizat că România are în fiecare an relații foarte bune cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială. Toate aceste trei instituții internaționale acordă asistență României pe anumite politici publice. Mulțumesc mult, Raluca! Elena Cristian, explică-ne, deci, practic, ce aflăm de la domnul Câțu, că din 2025 ar trebui să ne simtă de asta. Adică, indiferent cine câștigă alegerile, din 2025, gata, progresiv. Nu știu bine că sunt niște studii comandate și plătite de statul român. A existat cel pentru banca, făcut de Banca Mondială, a fost comandat de Ministerul Finanțelor. Acolo pot exista recomandări, însă deciziile trebuie luate de Guvernul României. Domnul Căciu nu poate să-și asume nimic. Dânsul nu prea știe ce se întâmplă în Ministerul Dânsului și atunci se spune, hai să invoc femeii, Banca Mondială și alte instituții, Berdu și ce-o mai invoca, și să spun că așa trebuie făcut. Eu vreau să existe un studiu de impact, să existe o situație clară, să ne explice ce înseamnă eliminarea discrepanțelor dintre stat și privat la nivel de impozitare, adică la stat, nu știu, sunt alte facilități, să explice toate aceste lucruri și apoi să iau o decizie, cunoscând. Pentru că înțeleg că domnul Căciu mai e ministru o lună, slavă sau domnului. Mai puțin. Slavă Domnului, știm eu sperăm. Știm negocierile. Dacă văd că e așa cu idealul la transporturi, apropo de negocieri, un nume invocat astăzi pe surse, chiar și la nivel politic și chiar în câteva declarații publice, este consilierul președintelui Iohannis pe chestiuni economice, domnul Cosmin Marinescu. Haideți să vedem cam ce a scris domnia sa în ultima perioadă. Mesaje extrem de importante, adică este clar un susținător al cotei unice, este un susținător al neintroducerii de taxe noi și impozite, dar dacă domnia sa va fi viitorul ministru de finanțe, chiar sunt curioasă și știu că tu îl citești des, Elena Cristian, ce ar putea face dânsul pentru acoperirea acelei găuri din buget după mai 2023, adică la finalul, după finalul acestei luni, mai puțin de o lună. Da, îl citesc pe Cosmin Marinescu de foarte mulți ani, este profesor universitar, este un bun analist. Din poziția de analist, nu-l cunosc personal, nu ne-am întâlnit, dar, repet, citesc ceea ce scrie și am citit câteva articole astăzi, auzind și eu știrea că este pe primul loc, așa, pe lista scurtă pentru Ministerul Finanțelor. Mai sunt trei nume la PNL, dar de departe dânsul așa este la 5 km de ceilalți candidați și are cele mai mari șanse să fie viitorul ministru de finanțe și cu siguranță va fi mult mai bun decât Adrian Căciu. Nici nu cred că există grad de comparație. Și am citit astăzi, am recitit ce scria prin 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, exact problemele cu care ne confruntăm acum. Gaura bugetară, buget prost făcut, impozitarea progresivă versus cota unică, impozitarea pe mediul de afaceri. Este susținător al cotei unice, este susținător al, din ce am recitit eu astăzi, este susținător al mediului de afaceri. Consideră că nu prin noi impozite și prin povărarea mediului de afaceri ar trebui adică să poate se... ce s-a întâmplat astăzi exact. În Parlament, adică au mai scăzut taxarea la OMV. Da, acolo nu e o susținere a mediului de afaceri, acolo este un lobby... Totuși, OMV este primul contributor la bugetul României din ultimii 15 ani. România nu are o lege a lobby-ului, dar OMV a făcut cel mai bun lobby din toate timpurile. Adică reușește în 3 luni da, să-i convingă, da, poate, să convingă majoritatea parlamentară. Dacă ar fi guvernul principalul contributor, adică n-ar păsa nimeni OMV-ul de bani. Vă finanțează și educație și sănătate. Și, deci, și atunci plătesc cam 20 de miliarde. Și asta zic, OMV-ul de miliarde pe și toți ceilalți care plătesc mai mult. Defecte, dar are și această enormă calitate. Să-i împovărăm pe tot celălalt mediu de afaceri care plătește mai mult decât OMV-ul la un loc, să-l împovărăm în așa fel încât OMV-ul să stea bine mersi. Despre asta este vorba. Întorcându-mă la Cosmin Marinescu, eu cred că e o alegere bună acum. Nu știu ce soluții. Toate articolele dânsului sunt din poziția de analist. Vine cu chestiuni clare. Sigur, a criticat foarte mult pe vremea când era premier Cătălin Grindeanu. Dar cine și l-asumă pe el? Adică, practic, avem patru părți la guvernare. Nu, avem patru părți în momentul ăsta la guvernare. Claus Iohannis pe persoană fizică, PNL-ul,
PSD-ul și UDMR-ul. Nu, PSD-ului, nu e PNL. Am înțeles. E postul PNL-ului. Da, da, am înțeles și l-asumă PNL-ul prin, și l-asumă Klaus Iohannis prin vocea PNL-ului. Adică, practic, haideți avem un guvern PNL, în vocea lui Klaus Iohannis. Că și la învățământ, Klaus Iohannis are ministrul lui personal. Da, are. Înțeleg și că și la finanță... Are trei miniștri. La apărare, Iaurescu-i tot al domnului. Nu, la externe, Iaurescu. La apărare și-a schimbat, că nu i-a convenit nici varianta PSD-ului. Deci, văd că, practic, Iohannis are două partide și niște miniștri pe persoană fizică. Dar nu vi se pare interesant că exact astăzi, când au făcut lucrul ăsta cu taxa de solidaritate OMV, exact astăzi ne aruncă așa în ochi niște nume și în special numele domnului Marinescu? Se vehiculează mai demult. Tocmai ca să, ne dea puțin optimism, să ne dea puțin optimism în situația asta pe care o trăim cu toții. Sunteți optimistă? Ținând cont de faptul că noi, AUR, susținem întru totul cota unică și domnul Marinescu o susține la rândul său, putem fi din acest punct de vedere optimiști, mai ales dacă ne gândim că în momentul de față, în România, nivelul, gradul de colectare este de 26%. Cota unică ajută sau ar trebui să ajute teoretic în acest sens. Directorul fiscului spunea recent că dacă am reduce evaziunea fiscală, am putea să creștem gradul de colectare la 36%. Dacă. Păi dacă noi introducem cota progresivă, creștem evaziunea fiscală. Dacă. În consecință, nu e logic să o introducem. Vreau să vă întreb ceva specific, după care vă las să-mi spuneți ce vreți noastră despre domnul Căciu. Din păcate pentru domnia sa, nu că-i dorim răul, dar mai are 3 săptămâni de ministeriat. Nici n-a demonstrat nimic. Din protocol urmează PNL-ul. Poate va fi acest Cosmin Marinescu. De aceea vreau să vă întreb în mod direct. Pentru că premierul, ministrul cheie pentru orice premier în România pe organigramă actuală este ministrul de finanțe. Dacă ministrul de finanțe îi spune domnului Ciolacu că nu îi finanțează nicio măsură, poate să urle domnul Ciolacu că vrea pensii mai mari, nu știu, un an electoral, sau vrea ce vrea dânsul, nu primește. Considerați că e de bine sau de rău această nominalizare? Vă pune în șac, nu vă pune în șac? În același timp vreau să vă spun că primul ministru poate să le remanieze pe acel ministru oricând. Da, sigur. Asta este apanajul primului ministru. Și coaliția în felul ăsta, dacă supărați. De aceea și Partidul Social Democrat, în acest, dacă premierul Ciuc ar propune remanierea unui ministru al Partidului Social Democrat, suntem obligați să stăm în partid, să identificăm o nouă variantă pentru acel minister. Deci să înțeleg că nu vă place domnul Cosmin Marinescu. Nu că ne place, că nu ne place, că nu e opțiunea noastră, până la urmă nu cenzurăm noi propunerile Partidului Național Liberal. Dar ce vreau să vă spun, și asta este extrem de important și să înțeleagă toată lumea. Cota unică a avut rolul său în România, ani de zile, și-a produs efectele, dar România are nevoie să facă următorul pas, să facă pas spre o fiscalitate modernă, europeană, de aceea instituțiile europene și analiștii europeni, experții europeni ne propun această variantă de cotă de impozitare progresivă. Dar vă dați seama că România are cel mai împovărător... Progresivă. Progresivă. Și vă spun un lucru. În studiile sociologice făcute către Partidul Social Democrat, 75% dintre români sunt de acord cu introducerea impozitării progresive în România. Dar la ce nivel? Un studiu de impact? Le-ați prezentat un studiu de impact? Beneficii, costuri și așa mai departe? Că noi n-am văzut niciunul. Vrem și noi să-l vedem. 15 secunde, doar aș vrea să spun 15 secunde. Dar n-am apucat să vă spun. 15 secunde ca să știm contextul. 20% dintre români vor eliminarea pensiilor speciale. 2 secunde. Dar niciodată. De acord? Dar niciodată PSD-ul nu a fost recunoscut ca un partid care are niște studii sociologice bune. Amintiți-vă că și un președinte pe noapte. Amintiți-vă care că a niște rachete. Care știu foarte bine că a câștigat alegerile, de fapt. Păi, deci a, că alegerile au fost întoarse în spatele ușilor închise și au fost furate. Da, sigur, lucrurile acestea au cam fost demonstrate de-a lungul timpului, că așa s-a și întâmplat. Deci de fapt, Mircea Joana a câștigat alegerile. Îl puneți iar candidat pe Mircea Joana. Nu, am spus că îl punem. Ca să faceți o reparație. Noi susținem și legitim susținem introducerea impozitării progresive, nu de acum, ci românii sunt de acord că da, cei care câștigă zeci de mii de lei pe lună sau milioane de lei pe lună să plătească un impozit mai mare decât cât
cei care câștigă salariul mediu, cei care câștigă salariul minim pe economie. Să-l ascultăm și pe domnul Cociș. O secundă, că vă las, domnule Cociș. E normal să înțelegem, cei care câștigă foarte mult, da, vor plăti mai mult, dar cei care au salariul mediu în România vor rămâne cu câteva sute de lei în plus. Schimbarea de filozofie fiscală înseamnă următorul lucru. Introducem impozitarea progresivă și scădem impozitarea pe muncă. Scădem taxele și contribuțiile. Alex, dacă îmi permiți, 10 secunde o să-ți placă. Deci, Alex, o să-ți placă ce vreau să spun. Numai puțin, că vreau să trec de filozofia asta, nu o să fie niciodată mai suficient. Că nu sunteți de acord cu ea. Cum e ideea aur? O să-ți placă. Scăderea impozitării pe muncă, noi am lansat-o și dumneavoastră ați preluat-o. Domnul Ciolacu a luat-o la câteva zile după ce George Simion a lansat-o. Pentru că noi susținem asta dinainte de înființarea aur. Ministrul ăsta de finanțe, dacă o să ajungă, nu o să fie de acord niciodată cu o cotă progresivă, pentru absolut. Că de la stat, soția dânsului primește o sumă foarte mare de bani și ar fi la progresie în sus, așa. Așa că e posibil dacă va accepta... L-ai căutat la soție, am înțeles. Deci, l-am ascultat cu atenție pe domnul Zetea. Deci domnul Zetea ne spune de fapt că PSD-ul este de fapt un fel de Robin Hood al anului 2023, care vrea să îi impoziteze mai mult pe cei care muncesc mai bine și câștigă mai bine, ca să poată să dea mai mult, mai mare taxare pe muncă cu PSD-ul. Nu, dar ca să aibă mai mulți bani pe care să-i dea celor adică care câștigă mai puțin. Adică diferența între taxarea business-ului și pe muncă e cea mai mare din Uniunea Europeană. Da, ascultați, doar sumarizez. Adică pentru PSD, PNL și restul, muncitorul e sclav, și businessmanul e rege. Doamna, știți că în Germania e impozitare progresivă? Doar o secundă. Știți că state uite impozitare progresivă? V-am ascultat cu răbdare. Ascultați și dumneavoastră. Înțeleg că nici din Europa Occidentală habar nu o să facă fiscalitate. Uitați, de aceea se ceartă și domnul Solomon cu domnul Tănase, pentru că nu sunt în stare să se asculte unii pe ceilalți cu respectul unul față de celălalt. Bun. Deci, PSD este Robin Hood, ia de la cei care muncesc mai bine, câștigă mai bine, ca să poată să dea la cei care muncesc, care câștigă mai puțin sau nu muncesc deloc și sau să poată să împartă, să redistribuie echitabil, da? Dar eu vreau să fac un scurt istoric al cotei progresive din timpul lui Adrian Năstase, dinainte de 1 ianuarie 2005. Vă rog. Cota progresivă pe vremea lui Adrian Năstase erau 5 trepte, da? Așa e. Și începeau de la 18%. Pentru cei care câștigau aveau puțin, cel mai scăzut nivel de salarizare, 18%. La 37. Dormă venea așa, 23, 28, 34 și 40%, pentru cei care aveau cel mai ridicat nivel de salarizare. La aia mai adaugi CAS și CASS și te trezești că omul rămâne din munca lui cu 25% cei care câștigă bine în țara aceasta. Da? Dar, o secundă, 18%... Deci am fost și mai slav ca da, dar acum. 18%, doamna Crețulescu, pentru cei care câștigau cel mai mic salariu din țara asta. Ei, cota unică a fost de 16%. Până și cei mai sărmani salariați rămâneau cu mai mulți bani în buzunar. Continuați-vă ideea după 10 secunde când o să arătăm și ce s-a întâmplat azi noapte în sau deasupra clădirii Kremlinului. Bun, vă întreb așa, domnule Zetea, și vă rog un răspuns scurt, că avem și o informație foarte interesantă despre Moscova, Putin, atentat la viața sa. Bun, dacă băgați progresivul, că e clar, PSD-ul își dorește impozitul progresiv, fără dor și poate. Când? După alegeri, adică din 2025, dacă va alege lumea, evident. Nu se poate introduce impozitarea progresivă în acest moment în România. Și nu peste noapte. Trebuie să existe digitalizarea ANAF-ului și asta ar fi, doar asta ar fi un câștig imens pentru România. Dar doar de ce nu o face și fără progresiv, că am avut atâtea fonduri? Zicea, deci toți politicienii în ultimii 10 ani spuneau această placă. Exact, digitalizăm ANAF-ul. Păi dacă digitalizăm ANAF-ul, nu mai putem să avem acele liste pe peretele ANAF-ului, bine, ipotetice, nu sunt chiar lipite de perete, unde avem firmele preferate, că dacă am digitalizat nu mai putem deci să nu băgăm pe preferate. Nu cunosc niciun ministru de finanțe care să fi venit în ultimii 10 ani care să fi spus că nu vrea digitalizarea ANAF-ului, păi, doar că toți au vrut, dar niciun n-a făcut-o. A dat o veste foarte bună, domnul Zetea, impozitul progresiv va fi introdus prin 2080, dacă așteptăm digitalizarea ANAF-ului, credeți-mă. Îmi dați voie să vă citesc doar lista statelor care mai au cotă unică de impozitare în Europa?
Eu vă citesc așa. Bosnia, Macedonia, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaijan. Adică vreau să intervin, Mai puțin, nu au cotă unică pentru că au cotă regresivă. Adică ei permit cetățenilor să deducă anumite cheltuieli. Că vorbim de America. Nu, este regresivă. Adică cetățenii pot să-și deducă niște cheltuieli să se scadă de la asta impozit. Va fi și propunerea. Dumneavoastră vezi progresiv, adică în sus. Dar dumneavoastră în timp ce vă lăudați că vreți să luați de la bogați, să dați la săraci, luați de 1,3 milioane canapele ergonomice din piele naturală în Parlament și scaune și măsuțe filme, cum să rugă să a lansat licitația? Nu, este o referință. În altă seară vorbim despre astea, dar vreau să vă arăt imaginile care au șocat pe toată lumea. Început cu această dimineață, ce s-a întâmplat la Moscova peste clădirea Kremlinului. Adică, doamnelor și domnilor, o dronă ucrainiană, în ciuda întregului sistem de apărare al rușilor, a ajuns fix deasupra clădirii Kremlinului și ar fi atentat la viața liderului Vladimir Putin. Domnia sa, întâmplător, dacă îi ascultăm pe oficialii ruși, nu s-a aflat atunci în clădirea Kremlinului. Marius Gârlașiu ne explică toate variantele despre situația aceasta. Bun găsit, Marius! Bună seara, bun găsit tuturor! Administrația prezidențială de la Moscova acuză Ucraina că ar fi pus la cale un atac terorist cu drone pentru asasinarea lui Vladimir Putin, dar evident nu aduce nicio probă și nicio dovadă concretă a acestui presupus atac. Moscova susține însă oficial că în noaptea de marți spre miercuri, Ucraina ar fi trimis două drone încărcate cu explozibil care au avut drept țintă Palatul Kremlinului, reședința lui Vladimir Putin, cu scopul de a-l ucide pe președintele Federației Ruse. Kremlinul susține oficial că nimeni nu a fost rănit în urma acestui presupus atac, iar armata rusă și serviciile speciale din Federația Rusă ar fi folosit sisteme de război radar, adică efectiv mijloace de bruiaj electronic, și ar fi reușit să dezactiveze astfel cele două vehicule aeriene fără pilot trimise de la Kiev înainte ca acestea să lovească ținta. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, susține că Vladimir Putin nu se afla în Palatul Kremlinului în momentul presupusului atac. Președintele rus a fost marți la Sankt Petersburg, acolo unde a avut o întâlnire oficială cu membrii ai guvernului, iar astăzi ar fi lucrat de la reședința sa oficială din afara capitalei, din afara Moscovei. Oficial, Kremlinul consideră presupusul atac al Kievului drept un act terorist planificat și o tentativă de asasinat asupra președintelui Vladimir Putin, iar Moscova a anunțat că își rezervă dreptul de a răspunde acestui atac oriunde și oricând crede de cuvinte. Pe rețelele de socializare circulă în aceste momente imagini care ne arată momentul în care o dronă fără pilot explodează chiar în inima Moscovei, deasupra Palatului Kremlinului. Asta chiar dacă oficial autoritățile ruse spun că cele două drone ar fi fost dezactivate de armata rusă și de serviciile speciale prin mijloacele și sistemele de bruiaj radar. Acestea pe care le vedeți în spatele meu sunt imaginile care circulă pe Twitter și pe canalele de Telegram, imagini care la fel de bine ar putea fi un deepfake al propagandei ruse, adică un videoclip editat care prezintă imagini ce nu s-au întâmplat în realitate, dar pe lângă faptul că nimeni nu poate verifica independent dacă aceste imagini sunt autentice, dacă aceste imagini sunt reale, se pune întrebarea dacă Ucraina are astăzi armele capabile să lovească atât de adânc în teritoriul Federației Ruse și dacă Ucraina are astfel de arme, cum de a fost posibil ca aceste drone, aceste vehicule aeriene fără pilot să ajungă până la Moscova, deasupra Palatului Kremlinului, fără ca ele să fie doborâte de apărarea antiaeriană a armatei ruse. În final, să spunem că oficialii de la Kiev au negat orice fel de implicare în acest presupus atac și au spus că Ucraina își păstrează toate forțele și toate resursele pentru a-și elibera teritoriile ocupate, nu pentru a ataca Federația Rusă. Iar presa de peste ocean anunță că Statele Unite ale Americii au început și ele o investigație independentă pentru a afla exact ce s-a întâmplat
la Moscova. Asta în timp ce secretarul de stat american, Antony Blinken, șeful diplomației americane, susține că Statele Unite pur și simplu nu au cunoștințe și nu au informații despre faptul că Ucraina ar fi încercat să atace cu drone Palatul Kremlinului, așa cum susține oficial administrația prezidențială de la Moscova. Mulțumesc mult, Mariu. Suntem în direct și cu domnul colonel Ion Petrescu. Întrebarea mea și a colegului meu și cred că a tuturor, da, cu siguranță mulți ucraineni și-l doresc mor pe Putin, dar cum au reușit dronele alea să ajungă fix deasupra clădirii Kremlinului când rușii bănesc au un sistem de apărare antiaerian foarte puternic, sau cel puțin toți credem asta? Să rămână, doamna Andreea Crețulescu, mulțumesc frumos pentru întrebare. Dacă ne uităm cu atenție la imaginile pe care dumneavoastră le dați repetare, observăm o primă minciună a propagandei ruse. Acea dronă care lovește exact steagul care se afla în raza vizuală a camerei. Păi atunci cum e cu că sistemele cibernetice rusești au anihilat motoarele dronii respectiv. A doua chestiune. Dar cum a trecut ea, cum a ajuns până la clădirea Kremlinului, adică în inima Rusiei? Nu, nu este dronă, în niciun caz nu este o dronă ucraineană, este o operațiune sub steag fals al Moscovei, care vrea să îl victimizeze pe Putin și să pregătească opinia publică rusă pentru ceea ce va fi într-o perioadă, ceea ce mulți se așteaptă a fi contraofensiva trupelor ucrainene. Să ne uităm că în imagini sunt și secvențial prezentate tribunele care vor fi folosite la 9 mai. Deci o acțiune propagandistică care s-a finalizat cu anunțarea unor măsuri de interzicere a dronelor deasupra Moscovei, indiferent de... Am înțeles. Concluzia momentului, cel puțin o acțiune propagandistică. Ne oprim aici. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, doamnă și domnule! Doar câteva clipe la punctul culminant al acestei zile. Veți da dezvăluiri și transmisiuni speciale. Vorbim despre tragedia care a înduliat Europa, venind cu noi informații de la fața locului. Masacrul de la Belgrad, mărturii în premieră. Veți vedea și povestea tragică a antrenorului din România, care și-a pierdut fica în acest atac. Ce i-a întunecat mințile copilului care și-a executat colegii? Planul pus la cale chiar în casa tatălui său. De unde a făcut rost de arsenal și de droguri? Care este cel mai mare pericol pentru sănătatea tinerilor, domnilor și domnilor? Medici celebre de la noi trag un semnal de alarmă. Iar George Simion intervine și el în scandalul momentului. Citez, trebuie să oprim umilirea românilor. Și atacul cu drone la Palatul lui Putin provoacă în continuare controverse, veți vedea imagini de explozii. Putin e furios și amenință și caută să vadă exact cine a trimis bomba la Kremlin. Au vrut să-l omoare pe Putin sau este pur și simplu o diversiune a rușilor? Iar consilierul șef al Pentagonului anunță distrugerile din Ucraina, pierderile pe care le ascunde armata lui Zelenski. Iar Ministerul Apărării din România începe recrutarea, vrea 4.000 de români înrolați. Și cel mai josnic atac al reziștilor încep dărâmarea bisericilor. Nicușor Dan bagă buldozerul peste o biserică veche de 200 de ani. Și continuăm de conspirarea rețelei soroșiștilor, de această dată rețeaua de atac la comandă. Jurnaliști rezist și procurori înregistrați organizând linșajul, domnilor și domnilor. Veți vedea și reportajul care dă fiori. Iar noua armă a progresiștilor este manipularea alegerilor cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum vor fi președinții aleși de roboți, rețelele sociale sunt deja depășite. Rămâneți, merită!